Da, Neața, spune-ne ce faci pe acolo, ce se întâmplă astăzi, dar și în weekend. Neața, Răzvan, vreau să spun că pe mine încă nu m-a doborât, sper să nu se întâmple până la final. Vreau să-ți spun că printre cărțile preferate de români se află cărțile de gătit, cărțile de dezvoltare personală, dar și cele de copii. De altfel, îl vedem pe Fram Ursul Polar aici la târg și mai mult o să ne spună doamna directoră de editură, Irene Arsene. Doamna Arsene, ce cărți noi sunt acum pe piață? După cum spuneați, acele categorii, fiecare dintre ele aduce noutăți, totdeauna avem ceva să propunem copiilor sau adulților sau celor care doresc să facă, nu știu, o dezvoltare oarecare într-un domeniu sau altul. Eu vi le și arăt, cred că... Vă rugăm, e perfect! Să vorbim despre Taleb, care este un autor important al nostru și dacă citiți cartea acestui filozof, să spun așa, puteți vedea cei care își asumă un risc și care pleacă cumva din confortul propriu sau al camerei sunt cei care până la urmă își vor găsi un scop și o realizare în viață. Deci, știu că aveți și dumneavoastră o apariție editorială, aș vrea să vorbim câteva secunde și despre asta, vă rog. Aici am sărit puțin într-un domeniu literar, marchez cumva și eu acești 20 de ani ai editurii și o proprie aniversare printr-o carte care povestește câteva drumuri de unde ne putem alimenta poate în acest moment al middle age-ului ca să putem privi înainte cu mult optimism. Vă mulțumesc tare mult, doamna director și unul din organizatori, doamna Connie Chifor. Spuneți-mi, vă rog, ce mai vedem la Gaudeamus zilele acestea, pentru că ținem până duminică, nu? Suntem la mijlocul ediției cu numărul 25, o ediție aniversară 100%. Câte șanse erau să avem la aceeași ediție Centenar România, 90 de ani de Radio România și o ediție cu adevărat frumoasă, sperăm noi, a Târgului Gaudeamus. Ce vedem interesant? Înțeleg că o să avem câteva lansări speciale cu animații, nu? Pentru copii? Vor fi lansări și prezentări de carte pentru absolut toate gusturile și toate vârstele. Noi ne dorim ca fiecare cititor care trece pragul Târgului Gaudeamus Radio România să plece de aici mulțumit și cu măcar o amintire plăcută. Vă mulțumesc tare frumos, vă mulțumesc! Răzvan, Dani, eu mă gândeam, mi-a venit așa o idee. Ce ar fi să scrieți voi câte o carte? Memoriile lui Răzvan, aventurile lui Dani. Memoriile lui Răzvan și Dani. Te-a atacat aici. Mulțumim, Aura. O să vorbim când te întorci. Te popăm să rămână, mergeți la târg. Mergeți la târg. Tudor Hosu Longin, prietenul meu, are o pagină, el e mare pescar, are și o emisiune despre asta, mincinoșii.ro, adică măcar omul are cunoscut. Are niște cărți la activ, toți din familia Hosu Longin se preocupă de așa ceva. A fost la Gaudeamus. Mm-hmm. Și l-a găsit pe un domn care reprezintă pofta, nu-i așa, românului pentru lectură. Da, pentru pofta de carte. Citit, pentru cunoaștere, pentru intrare într-o lume paralelă. Pentru fuga din realitate. Termină cu paralel. La Gaudeamus a apărut și acest domn. Cititor, care, după cum scrie... Și prietenul meu este doborât de cultură. Dar are exact rucsacul în spate, vezi? A apucat să ia câte ceva și somnul l-a cuprins. Nu vrem să fim malițioși, vrem doar să vă arătăm că, cum zicea bunica, unde e multă carte... Ne dăm seama că unde e multă carte. Nu e neapărat citit, dar măcar este dormit. Apropo de...